Tarifele la apă în cadrul orașului Glodeni ar putea fi majorate. Deși noile prețuri încă nu se cunosc, acestea urmează să fie stabilite cel târziu peste 2 săptămâni, când va avea loc ședința Consiliului Orășanesc. Deși prețul unui cup de apă nu este ieftin pentru cetățenii orașului Glodeni, acesta urmează să fie scumpit. Șeful întreprinderii Gospodăria Comunală Glodeni susține că faptul se datorează majorării tarifelor la pomparea apei de către fabrica de zahăr Glodeni. Încheierea contractului care s-a încheiat cu fabrica de zahăr, deci cu firma Magd Vest, a fost majorat. Deci asta și de la bază noilor calculi și întărirea de către Consiliul la noi tarife la livrarea apei potabile și a apelor reziduale, atât a agentului economic cât și a populației. Care a fost cauza pentru care a fost majorat tariful de fapt de zahăr? Deci la bază stau cheltuieli care sunt suportate astăzi de fabrica de zahăr. O altă problemă cu care se confruntă Gospodăria Comunală Glodeni în ceea ce privește apa potabilă o reprezintă și pierderile impunătoare a acesteia. Deși o mare cantitate de apă se pierde din cauza fisurilor la țevele subterane, cetățenii orașului contribuie și ei la furtul apei potabile. Când apare o spărtură care până la noi o depistăm, deci, dar asta se depistează deci, timp de 24-48 de ore, pe ce apa ies la iveală, acolo tot un volum de apă de acum se scurge. Și atât de atât din motivul ăsta variază pe liste la lună. Dar așa în medie, deci la 56-56% de pe lună. Cum credeți dumneavoastră din ce cauză se fură apa? E problema în preț? Deci mă gândesc că problema nu e în preț, poți fi prețul ăsta cât de ieftin, oricum cineva scaută mai decât modalitate de a fura. Cetățenii din Glodeni se revoltă din cauza tarifelor destul de mari și susțin că majorării tarifelor ar trebui să urmeze și majorarea salariilor și pensiilor. Tarifele la apă? Îngrozitoare! Dacă ei măresc gazul, apa, lumina, lasă-ne mărească și pensiile. Iacă aceasta este părerea mea. Noi suntem foarte, foarte săraci. N-avem pe ce plăti. Dar nici dacă nu mai păușat pensia, nu se poate nealiță, nu tășa obiomse. Boh, sensul de ea. Ținem să menționăm că la ziua de astăzi un cup de apă pentru persoanele fizice costă 11 lei, iar pentru persoanele juridice în jur de 44 de lei. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu, pentru știri.